Închide ochii ușor, ca și cum ai adormi. Respira adânc, apoi lasă aerul să iasă afară. Trage din nou aer în piept, apoi lasă-l ușor să iasă. Inspiră din nou, apoi expiră și în timp ce lași aerul să iasă afară, imaginează-ți că vezi o stea sus, sus pe cer. Aceasta este steaua cerului și o rază de lumină coboară din ea. Raza vine de sus, prin cer, până în casa ta și până la tine, pe creștetul capului. O simți cum se mișcă foarte, foarte ușor. Din vârful capului coboară peste ochii tăi, apoi peste urechi, peste gură și peste gât. Se plimbă ușor în jos pe gât, apoi pe spate, pe mijlocul spatelui, ușor, ușor. O simți cum vine în jos peste burtică, apoi peste șolduri. Acum coboară ușor pe picioare, în jos până la genunchi și trece în jos peste glezne. O simți cum îți umple tălpile picioarelor cu lumina ei minunată. Acum, raza se duce ușor în jos, pe sub picioare, prin podea, prin casă, până în pământ. Raza trece prin pământ și printr-un râu subteran care o curăță, apoi se duce direct spre centrul pământului, unde trăiește steaua pământului. Când raza de lumină atinge steaua pământului, o altă rază de lumină iese din steaua pământului la suprafață, prin pământ, în sus. În sus, ea urcă prin râul subteran, în sus, până în casa ta. O simți cum urcă până ajunge la picioarele tale. Raza urcă pe picioare, pe lângă glezne și ușurel ajunge la genunchi. O simți cum raza de lumină trece prin genunchii tăi și urcă în sus până la șolduri. Acum energia urcă prin corpul tău până la șira spinării. Simți cum îți învăluie cu o stare de bine corpul, cu o stare de relaxare. Energia ei îți atinge gâtul și urcă ușor în capul tău, pe lângă gură, prin urechi și prin ochi, până în vârful capului. Raza de lumină se duce în sus, în cer, și ajunge până lângă steaua cerului. Acum imaginează-ți că ești într-un câmp plin de flori. Sunt atâtea flori, de atâtea culori. Uită-te pe cer. Vezi păsărele și fluturași? Uită-te în jur și vezi câte flori de culori diferite sunt. Mai îndepărtare, vezi un grup de căluți. Când îi vezi, unul dintre ei se uită la tine și vine să te cunoască. Acest căluț este atât de frumos și atât de blând. Ce culoare are căluțul? Acum căluțul îngenunchează ca tu să poți să te urci pe el și să te ducă la o plimbare. Simți vântul în părul tău și simți libertatea în timp ce căluțul aleargă tot mai repede pe câmp. Când ajungi pe partea cealaltă, cobori ușor de pe căluț și culegi o floare pentru el. Ce culoare i-ar plăcea mai mult căluțului? Culegi niște flori și pentru tine, în toate culorile care îți plac. Ținând florile în mână, te urci înapoi pe căluț și alergați împreună, dar puțin mai încet de data asta.
și uită-te în jur la ce stânci frumoase vezi, la lacuri și la copaci, în timp ce te întorci de unde ai plecat. Când ai ajuns înapoi de unde ai plecat, după ce te dai jos de pe cal, uită-te în ochii căluțului și întreabă-l cum îl cheamă. Este o fetiță căluț sau un băiat căluț? Mulțumește-i și spune-i la revedere. Acum stai jos între flori și trage adânc aer în piept și ușor, ușor deschide ochii simțindu-te liniștit și fericit.